Relațiile de bună vecinătate, prietenie și colaborare dintre Ucraina și România și-au îmbogățit paleta prin deschiderea unui centru informațional în cadrul comunității academice puternice, adevărata citadelă a științei și culturii precum este Universitatea Națională din Ujgorod. Noi mulțumim Consulului General al României la Cernăuți pentru ajutorul și sprijinul la deschiderea acestui cabinet. Îi mulțumim deputatului regional pentru sponsorizarea la amenajarea centrului. Mulți dintre savanții noștri se ocupă de problemele colaborării dintre Ucraina și România. Noi vom înrola la cercetări și studenții. Noi ne mândrim că printre studenți avem și reprezentanți ai minorității românești din Transcarpatia. З величезним задоволенням знаходжуся сьогодні тут, тому що ми відкриваємо кабінет румуно-української дружби. Ми відкриваємо його. Îmi face mare plăcere să mă aflu azi aici, la deschiderea cabinetului prieteniei dintre Ucraina și România. Acest centru se deschide în primul rând pentru universitate și pentru studenții noștri. Scopul este de a ridica nivelul de învățământ. Acesta este cel mai important scop al acestui centru. În afară de aceasta, după cum a accentuat Consulul General, el ne va ajuta în procesul de integrare europeană. Noi știm că în Transcarpatia locuiesc mulți români, minoritatea este mare. Noi cu ei avem relații bune. Mulți studenți își fac studiile la facultatea noastră. Astfel, centrul va sluji drept un stimulent pentru o cunoaștere reciprocă mai bună. Багато студентів вчаться в нашому університеті, тому це теж буде додатковим стимулом для того, щоб ми пізнавали один одного краще і краще. Evenimentul s-a derulat în cadrul festivităților de marcare a 70 de ani de activitate a Instituției de Învățământ Superior. La Facultatea de Relații Internaționale, unde va activa noul centru de educare, instruire, de cunoaștere reciprocă a istoriei și patrimoniului cultural a celor două popoare vecine, ucrainean și român au venit să onoreze evenimentul inedit, personalități marcante din rândul corpului didactic al instituției, în frunte cu rectorul Volodimir Smolanca, Consulul General al României la Cernăuți, Eleonora Moldovan, și deputatul Rade Regionale, Mihai Bococi. Centrul pe care Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității Naționale Ujgorod l-a deschis cu sprijinul oamenilor care iubesc cultura românească și care o cunosc foarte bine și cu sprijinul Consulatului General României la Cernăuți, este un semnal, este un imbolt și este o platformă foarte bună pentru studenții, pentru toți studenții de la Universitatea Națională din Ujgorod, pentru că e centrul, e locul unde pot fi găsite materiale, unde pot fi aprofundate cunoștințe care privesc relația română-ucraineană. Este locul cel mai potrivit, locul academic cel mai potrivit pentru a cunoaște istoria relațiilor bilaterale, pentru a cunoaște cele mai frumoase proiecte istorice pe care le-a avut poporul român împreună cu poporul ucrainean în această bogată și complicată istorie bilaterală pe care o avem noi ca și popoare vecine. Așadar, platforma de comunicare pe care aș numi centrul sau cabinetul de prietenie română-ucraineană deschis ieri cu ocazia zilei Universității Naționale din Ujgorod, este un moment deosebit și pentru comunitatea românească din regiunea Transcarpatia și pentru studenții de etnie română care studiază la Universitatea Națională din Ujgorod. De ce? Pentru că, având în vedere că cel care a sprijinit cu inimă deschisă și cu alte resurse implicit financiare, domnul Bococi, deputat consilier în cadrul Consiliului Regional Transcarpatia, este etnic român și după mărturisirile domniei sale, el și-a îndeplinit o misiune istorică. A dorit ca vizibilitatea culturii românești din Transcarpatia să-și aibă locul potrivit aici în Transcarpatia. Și este o misiune foarte nobilă, o misiune care privește responsabilitatea morală a fiecăruia dintre noi, cei care promovăm și ne promovăm culturile
Prin urmare, pe această cale, permiteți-mi ca să-i mulțumesc domnului Bococi pentru inițiativa pe care a avut-o și pentru investiția intelectuală corectă pe care o face, absolut actuală, absolut necesară, o investiție care va aduce beneficii foarte multe, nu doar comunității românești, dar și studenților de altă etnie, de altă naționalitate, care studiază la Universitatea Națională din Ujgorod. Pe de altă parte, de asemenea, aș vrea să felicit și conducerea Universității Naționale, în speță Facultatea de Relații Internaționale, domnul Palinceac, domnul decan, care a înțeles că alături de cabinetul de prietenie ucraineană-maghiară, ucraineană-cehă, ucraineană-slovacă, un loc absolut firesc, trebuie să-l ocupe și cabinetul de prietenie română-ucraineană. În alocuțiunile lor, vorbitorii au pus accentul pe importanța deosebită a existenței centrului, care va crea oportunități pentru informarea și formarea noii generații de specialiști în relații internaționale. Îmi face mare plăcere să fiu azi împreună cu decanul facultății, cu consulul general al României în Cernăuți, cu rectorul universității, cu toți ospeții, la deschiderea acestui centru de prietenie între Ucraina și România. Scopul, sunt mai multe scopuri. Pentru mine, deschiderea acestui centru înseamnă foarte mult. În primul rând, deschiderea acestui centru dă posibilitatea ca tineretul, în primul rând studenții, să aibă posibilitatea pentru a studia mai mult vecinii, economia vecinilor noștri, economia, cultura. Cum știți, România este cel mai mare vecin al regiunii noastre și consider acest cabinet o să dea posibilitate la studenți să știe mai mult despre România, despre vecinii noștri, despre Europa și asta eu cred că o să ajute în viață. În al doilea, consider că eu sunt ieșit din etnia română, minoritatea română din Zacarpatia. Și pentru mine foarte mare rol joacă ca relațiile, legăturile între România și Ucraina să fie cât se poate de apropiate, ca tineretul, ca lumea să se cunoască mult mai bine, ca să cunoaștem științele, să apropiem științele, adică în toate domeniile să facem tot ce e posibil pozitiv ca să ne cunoaștem unul pe altul. Și al doilea fapt pentru care am luat parte la deschiderea acestui și am ajutat la deschiderea acestui centru, e clar că eu am terminat această universitate și necesând de faptul că asta s-a întâmplat de peste 30 de ani înapoi, tot timpul încerc să fiu la curent cu problemele universității. Și în fiecare caz când am o posibilitate, încerc să ajut universitatea și azi e momentul când practic am putut împreună cu, vreau să subliniez, decanul facultății, am putut să ajutăm la deschiderea acestui centru. Vreau foarte mult să mulțumesc la ambasadei României și consulatului general de la Cernăuți, care ne-au ajutat cu tot, cu materiale didactice, cu foarte multe lucruri pentru deschiderea acestui cabinet. Beneficiarii și partenerii noului centru vor fi studenți și cadrele didactice din Transcarpatia, Ucraina, Maramureș, Satu Mare, România, la care vor adera și alte instituții superioare de învățământ în vederea realizării obiectivelor propuse de apropiere și acceptare reciprocă.